Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video voi continua seria despre înaltă frecvență și înaltă tensiune, iar temele acestui video sunt generatoarele EMP și microundele. Pentru ca să discut o temă mai delicată, înainte de a începe vreau să subliniez că schemele și informațiile care vi le prezint în acest video au ca scop numai experimentarea și cercetarea cu înaltă frecvență. Iar aparatele, dacă le construiți, pot fi interzise în țara unde locuiți. Eu am să vă prezint câteva scheme. Dacă o să le construiți, există posibilitatea ca în țara unde locuiți acest aparat să fie interzis. Da? Deci trebuie să vă interesați singuri dacă aveți voie să utilizați un asemenea aparat. Nu sunt răspunzător dacă folosiți aparatele în scopuri ilegale și vă rog să folosiți informațiile numai în scopuri științifice, educative și nu în scopuri ilegale. Așa că hai să începem cu EMP. Ce înseamnă aceste litere? EMP. EMP este prescurtarea de la cuvintele din limba engleză Electromagnetic Pulse sau în română impuls electromagnetic. Pentru a înțelege acest EMP, o să vă dau ca exemplu o armă nucleară. Să spunem o bombă nucleară. Dacă, de exemplu, o bombă nucleară ar exploda deasupra Bucureștiului, Doamne ferește, este numai un exemplu, toate dispozitivele electronice din casele oamenilor, comunicațiile, linii de telefon, ar fi distruse pe o rază de câteva sute de kilometri. Plus că oamenii ar muri din cauza unui șoc electromagnetic. Acest șoc electromagnetic sau impuls electromagnetic poate atinge chiar sute până la mii de kilometri. Chiar dacă bomba ar exploda în afara atmosferei Pământului, nu prea am avea șanse. Bombele nucleare după explozie emit un număr mare de radiații gamma și röntgen ce ajung la distanțe foarte, foarte mari și radiază tot ce este în cale. Acest EMP este foarte distrugător datorită acestei energii electromagnetice ce este absorbită de orice obiect metalic. Cum în fiecare linie de telefon, cabluri, eu știu, și așa mai departe, avem materiale conductoare, se pot realiza în aceste echipamente tensiuni de peste 10 milioane de volți și curenți de peste 10.000 de amperi ce pot distruge orice izolație posibilă. Tema este foarte complexă despre această chestie cu radiațiile și nu cunosc toate detaliile. Da? Cine este interesat poate căuta prin cărți de fizică mai multe informații sau întrebați un fizician dacă aveți posibilitatea. Da? Bun, să continuăm cu acest impuls electromagnetic. Efectul impulsului electromagnetic se experimenta deja prin anii 60, da? De oameni de știință americani. Prin anii 60, americanii au experimentat mult cu bombe nucleare. Au aruncat undeva prin Pacific o bombă de vreo câteva megatone și la 1500 de kilometri de locul unde a fost aruncată bomba, pe undeva prin Hawaii, au fost daune mari. Peste 300 de stâlpi de iluminat au fost distruși, în fine, au fost daune electrice foarte mari, cabluri topite și așa mai departe. Orice componentă semiconductoare, de la tranzistor până la un circuit integrat, este distrus complet. Totuși, există o componentă care este foarte rezistentă împotriva acestui impuls electromagnetic. Și acesta este tubul. Acum, dacă am vorbit de americani, bineînțeles, trebuie să vorbim și de ruși. Bineînțeles, și ei au făcut foarte multe experimente cu arme nucleare și au constatat că lampa nu este afectată de impulsul electromagnetic. Așa că și-au echipat avioanele, care la acel timp aveau ceva MiG 25 cu nume de cod Foxbat, numai cu lămpi. Da? Deci partea electrică de comandă avionului și eu știu ce mai erau pe acolo, era construită cu lămpi. Plus că au descoperit că un ecranaj special te poate proteja de acest impuls electromagnetic și și-au echipat și MiG-urile 25 cu un ecranaj special. Da? Au ecranat pur și simplu fiecare cablu, fiecare obiect metalic, da? din avion. Așa că aceste avioane au devenit
neafectate din cauza acestui impuls electromagnetic. Ei bine, prin 1976, un avion rusesc a prăbușit undeva pe lângă Japonia și a fost recuperat de americani. Când au descoperit că rușii aveau lămpi în MiG-uri, au început să râdă. Pe atunci deja lampa era ceva, nu mai era la modă, da? Se trecuse deja de mult la tranzistor, da? Totuși, americanii și-au dat seama că, de fapt, rușii nu erau așa înapoiați cum au crezut ei și foloseau lămpile pentru a nu fi afectate avioanele de acest impuls electromagnetic. Iar în 1977, Pentagonul și-a editat manualul despre efectele armelor nucleare și au precizat și ei că împotriva impulsului electromagnetic, la construcția părții electrice a avioanelor, este recomandat tubul electronic. Da? În concluzie, acest impuls electromagnetic este foarte periculos și afectează chiar și sateliții de pe orbita Pământului. Trebuie să vă gândiți, dacă o bombă nucleară explodează la kilometri depărtare, dacă există vreun avion în aer, da, va pica pur și simplu ca o piatră, pentru că îi cedează toată electronica. Chiar văzusem un documentar recent pe CDF, un post nemțesc de televiziune, despre războiul rece și experimentele ce le făceau rușii și americanii cu arme nucleare. Și erau imagini autentice cum rușii au aruncat bomba nucleară din avion cu parașuta. Și chiar mă întrebam, de ce dracu aruncă cu parașuta? Ai milă de ea? Ei bine, motivul era simplu, ca să aibă timp cât mai mult ca avionul să se distanțeze de locul unde era aruncată bomba. Acum, sigur vă întrebați, ok, știm că impulsul electromagnetic este periculos, dar cum ne putem proteja împotriva impulsului electromagnetic? Ei bine, este foarte dificil. Teoretic ne putem proteja, putem să ecranăm tot ce avem obiect electric, electronic, îl putem ecrana, dar este foarte dificil și foarte costisitor. Americanii prin anii 70-80 au construit un avion special ecranat împotriva impulsului electromagnetic. Și a fost de 15 sau 20 de ori mai scump ca avionul normal, da? Gândiți-vă că fiecare circuit, fiecare cablu, fiecare piesă electrică, electronică a fost învelită în folii speciale de aluminiu cu nu știu câte straturi și așa mai departe. Bineînțeles, a fost foarte costisitor. Bineînțeles, poate în ziua de astăzi există în tehnica militară tehnologii noi de protecție împotriva acestui impuls electromagnetic, dar na, deocamdată nu prea sunt informații disponibile. Ce pot să vă mai spun? În timpul școlii, eram aici în Germania, când am ajuns să discutăm despre microunde și impulsurile electromagnetice, ne-au dat ca exemplu, ne-au spus că în Germania și în Elveția, tehnica militară, da? Anumite computere militare, servere din industria apărării, da, sunt îngropate sau, mai bine spus, sunt într-un bunker la 600 de metri sub pământ, da, adâncime. Da. Și motivul este acesta. Sunt protejate împotriva unui eventual atac electromagnetic. Vreau să mai precizez că impulsul electromagnetic creat de o armă nucleară se mai numește și NEMP, care este prescurtarea de la Nuclear Electromagnetic Pulse. Acum, ok, poate pe câțiva dintre voi v-am plictisit, da? Acum, sigur, vă întrebați, ok, ce treabă are bomba nucleară, războiul rece cu electronica? E bine, acest impuls electromagnetic noi putem să-l reproducem electronic, da? Bineînțeles, la o scară mult mai mică, da? Dar putem să realizăm un generator de impulsuri electromagnetice care pur și simplu îți poate distruge telefonul, știu, sau alte aparate electronice care pot fi chiar la câțiva metri depărtare de tine, da? Eu am testat, am realizat multe montaje
Mă ocupam mult cu acest domeniu și chiar am rămas uimit, da? Chiar mi-a stricat, țin minte, când am făcut prima dată o jucărie de asta, mi-am stricat oscilloscopul atunci. În fine, am să vă prezint mai multe scheme, da? De generatoare de impulsuri electromagnetice. Vă voi arăta câteva scheme, bineînțeles, și vom discuta un pic despre acest lucru, da? Să știți că acest video nu este făcut într-o zi, ci îl înregistrez în funcție de timpul disponibil. Câteodată vorbesc din mașină, când vin de la lucru sau când sun la sport sau când mă duc la lucru, când vin la lucru, în fine, în funcție de timpul disponibil, mă înregistrez cu telefonul. Dacă auziți că, nu știu, poate repet un lucru de mai multe ori, să nu mă jurați, să nu o fac intenționat, încerc să editez tot materialul și să calibrez sunetul să fie cât mai ok, dar na, mai scăp câte ceva. Ar trebui să-mi fac un script, știu, dar nu prea am timp, la mine timpul este foarte prețios. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți pe mail sau în rubrica de comentarii de pe blog și am să încerc să vă răspund, da? Bun. Acum hai să vă arăt niște scheme interesante. Eu am o carte în limba germană, se numește Handbuch Tesla Experimente de Günther Wall. Este o cartea mea preferată, da, este preferată pentru că am făcut cam mare parte toate montajele de aici și mi-a făcut plăcere, sunt pasionat enorm de înaltă tensiune și înaltă frecvență. Este foarte, foarte, foarte interesant acest domeniu. Și am să vă arăt câteva scheme de aici. Înainte să vă arăt schemele, vreau să mai precizez încă o dată, da? Aveți grijă, da? Știu, am primit chiar foarte multe cerințe pe mail. Mă, Bogdan, poți să-mi faci un generator de la Amp să mă duc la aparatul de poker să-l omor. N-am să fac așa ceva, da? Bineînțeles, schemele sunt simple, da? Nu provoacă, unele dintre ele nu provoacă așa daune mari, da? Dar cineva cu cunoștințe de electronică de bază le poate modifica foarte ușor și le poate transforma într-o adevărată armă electromagnetică, da? Așa că vă rog să nu-mi scrieți pe mail cum fac asta, cum îl fac mai tare sau nu știu ce. Eu vă arăt câteva scheme. Puteți să experimentați acasă, dar vă rog să nu faceți prostii, da? Gândiți-vă bine înainte să puneți ceva la cale, da? Bun. Acum hai să începem cu prima schemă.